găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Trei angajați de la Registrul Auto Român și angajatul unei firme au fost reținuți. Aceștia sunt acuzați că înmatriculau în România mașini cu probleme tehnice aduse din Anglia. Puteți vedea imagini din timpul flagrantului în scurt timp. Polițiștii gorjeni s-au autosesizat și au deschis un dosar penal cu privire la amenajarea terenului cu gazon sintetic al clubului Pandurii. Care sunt motivele pentru care se fac cercetări în acest caz, vă spunem în câteva momente. Un bătrân din comuna Ninoasa a fost la un pas de moarte după ce a fost bătut cu bestialitate de către un tânăr care se certase cu fiul său. Care este starea victimei, aflați în scurt timp. Reținerii după descinderile de la Registrul Auto Român din Târgu Jiu. 4 rețineri pentru 24 de ore la finalul audierilor. Este vorba de 3 angajați de la Registrul Auto Român și de angajatul unei societăți comerciale. Anchetatorii au organizat un flagrant în care a fost prins un inginer care este acuzat că a primit 700 de lei ca mită pentru a omologa o mașină provenind din Marea Britanie, dar care nu îndeplinea condițiile tehnice. Ce avea? Ce-a probabil mitul. Și ce mai scrie de pe mitul? Ce scrie? Aici ce scrie? Data, 24.07. Cele 4 persoane reținute în dosarul deschis sunt suspectate de infracțiuni de corupție, luare de mită în formă continuată, fals intelectual și trafic de influență în formă continuată. Magistrații vor decide dacă inculpații vor fi prezentați instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unui număr de 4 persoane suspecte de săvârșirea unor infracțiuni de corupție, respectiv infracțiuni de luare de mită în formă continuată, fals intelectual și trafic de influență în formă continuată. Nu doar angajații Registrului Auto Român se află în atenția anchetatorilor, ci și cei care intermediau înmatriculările fiind efectuate perchezițiile la sediul unei firme. 3 dintre persoanele reținute în calitate de suspect în cauză sunt funcționari în cadrul Registrului Auto Român Reprezentanța Gorj, iar faptele pentru care aceștia sunt cercetați sunt în legătură cu primirea unor sume de bani pentru omologarea în vederea înmatriculării a mai multor autoturisme în condiții nelegale. Cea de a 4-a persoană reținută în cauză este suspectă cu privire la faptul că a pretins și primit de la mai multe persoane diverse sume de bani, pretinzând că exercită influență asupra funcționarilor angajați ai Registrului Auto Român Reprezentanța Gorj pentru a-i determina să-și încalce atribuțiile de serviciu și a omologa autoturisme pentru înmatriculare în condiții nelegale. Audierile au venit după ce un funcționar de la Registrul Auto Român a fost prins în flagrant luând 700 de lei mită. Direcția Generală Anticorupție a emis un comunicat de presă. Marți 24 iulie, ofițerii DGA SGA Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au organizat și efectuat activitatea de prindere în flagrant a unei persoane fără calitate specială, angajat al unei instituții publice, care a primit cu titlu de mită suma de 710 lei de la reprezentantul unei societăți comerciale de intermediere în matriculări autovehicule, în scopul obținerii avizului de inspecție tehnică a unui autovehicul achiziționat din Anglia, care nu respecta condițiile tehnice. Se arată în comunicatul de presă al DGA. Echipe formate din reprezentanții Direcției Generale Anticorupție, polițiști și jandarmi au descins ieri la Registrul Auto Român Gorj, unde mai mulți angajați erau suspectați că treceau cu vederea defecțiunile unor mașini în schimbul unor foloase. Daria Popescu, consilier superior în cadrul prefecturii Gorj, a decedat noaptea trecută după o grea suferință. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, dar cu mai mult timp înainte i se extirpase un rinichi. Prefectura Gorj a făcut în 2016 o campanie umanitară pentru a o ajuta pe Daria, care avea nevoie de intervenții chirurgicale pentru a trăi. Daria Popescu avea 43 de ani.
Prefectura Gorj a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook a instituției. Cu adâncă durere, conducerea și angajații instituției prefectului județului Gorj anunță trecerea în eternitate a colegei lor, Daria Popescu. Cu toții suntem alături de familia îndurerată și transmitem un gând de alinare pentru cei apropiați. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei multă putere să treacă peste această dureroasă pierdere. Sincere condoleanțe! Polițiștii gorjeni s-au autosesizat și au deschis o anchetă în privința amenajării terenului sintetic de la Panduri. Aceștia fac verificări în privința modului în care a fost reamenajat terenul de joc pe care Panduri vrea să-l folosească din această vară. După mai multe dispute în spațiul public cu privire la amenajarea terenului sintetic din incinta complexului sportiv din Târgu Jiu, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a demarat o serie de cercetări privind modul în care s-au realizat lucrările la terenul 2 de joc. Noua suprafață este amenajată lângă stadionul cu care premierul României Viorica Dăncilă se laudă că este deja finalizat. Serviciul pentru investigarea criminalității economice Gorj efectuează verificări în cazul unei sesizări apărute în spațiul public cu privire la efectuarea unor lucrări pe terenul 2 de la stadionul municipal Târgu Jiu, iar în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se vor dispune măsuri în consecință. Pandurii se pregătesc să evolueze de luna viitoare pe terenul sintetic de la Târgu Jiu, dacă acesta va fi omologat de Federația Română de Fotbal. Caz șocant într-o comună din Gorj, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Aninoasa a luat la pumni și picioare o persoană cu 40 de ani mai în vârstă. Supărat pe fiul victimei de la o simplă discuție mai aprinsă, tânărul violent s-a răzbunat pe tatăl acestuia. Bătăușul i-a aplicat în mod repetat lovituri puternice la nivelul capului și toracelui, fiind nevoie ca victima să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru a putea fi salvată. A fost la un pas de moarte după ce un tânăr în vârstă de 25 de ani l-a bătut măr. Totul s-a întâmplat vineri seara în comuna Aninoasa. Tânărul violent s-a supărat foc și pară pe un alt tânăr cu care a avut un conflict. Bătăușul s-a răzbunat pe tatăl acestuia. Agresorul i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului, dar și în zona toracică. Victima a fost operată de urgență pentru a putea fi salvată. În acest caz, Tribunalul Gorj a deschis o anchetă pentru stabilirea adevărului și tragerea la răspundere a persoanei vinovate. De asemenea, s-a emis un mandat de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Mai multe rable aparținând instituțiilor statului zac abandonate într-o parcare din centrul municipiului Târgu Jiu. Cum s-a întâmplat această situație, aflați imediat. Fabrica de componente auto de la Rovinari va începe să funcționeze peste 2 săptămâni. Până la sfârșitul acestui an, aici vor lucra aproximativ 300 de persoane. Investiția este autohtonă. Un om de afaceri din zona Brașov a luat decizia de a investi în județul Gorj. Fabrica de centuri de siguranță auto își va deschide porțile peste puțin timp. În prezent, 10 de persoane fac cursuri de instruire pentru a lucra la noua unitate. Săptămâna viitoare, că atunci este oficial treaba asta, că cam 2 săptămâni facem noi oficial ce avem de făcut acolo. Oamenii sunt încă în organiză de asta, vă zic. Adică e o fabrică de componente auto, nu e de volane. Da. Și activitățile înseamnă că până la sfârșitul anului să avem 300 de oameni, de fapt să lucrez 100. Și cam 2 săptămâni mai durează până când terminăm treaba noi acolo, adică să fie absolut funcțional. Primarul orașului Rovinari spune că fabrica va aduce atât la o creștere a veniturilor la bugetul local, cât și la un semnal pozitiv pentru ceilalți investitori. Situație incredibilă în Târgu Jiu. Mai multe autoturisme ale instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt abandonate în parcarea Prefecturii Gorj din apropierea casei Gănescu. Autovehiculele zac de mai mult timp pe spațiul public, în condițiile în care locurile de parcare în zona centrală sunt total insuficiente. În parcarea Prefecturii Gorj zac de ani buni 3 mașini. Nimeni nu face nimic în acest sens. Autoritățile fiind întrebate, acestea ridică din umeri. Mai mult, localnicii sunt supărați foc și pară, deoarece în municipiul Târgu Jiu locurile de parcare sunt limitate.
Autoturismele nu par a corespunde cerințelor ce se impun pentru a circula pe drumurile publice. Dincolo de relația instituțională, municipalitatea nu poate face mai nimic. Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale nu ajută deloc în situația dată. Vehiculul de orice categorie aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulației pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța asupra drepturilor sale asupra vehiculului. Se arată într-un articol al legii 421/2002. Mai mult, locurile de parcare din municipiul Târgu Jiu sunt o problemă pentru cetățeni. Astfel, dacă toate mașinile nefuncționale ar fi ridicate, alte zeci de locuri de parcare ar fi eliberate. Situație dificilă în județul Gorj. Mai mulți primari se plâng că firmele nu mai vine la licitații din cauza că nu mai găsesc forță de muncă. Cele mai mari probleme sunt înregistrate în privința construcțiilor civile. Tot mai puține firme participă la licitațiile organizate de primăriile din Gorj pentru că nu mai găsesc forța de muncă necesară. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, recunoaște că patronii întâmpină probleme atunci când vine vorba de recrutarea de personal. La această dată sunt și un nivel mare de investiții, mai ales în zona construcțiilor civile. Și da, avem un deficit de forță de muncă pe zona construcțiilor civile pentru că foarte mulți au migrat de-a lungul anilor în țară și în afara ei. Acum depinde și de capacitatea fiecărui constructor de a-și atrage forța de muncă prin un nivel de salariu corespunzător sau prin condiții de muncă pe care le oferă. Cosmin Popescu speră ca lucrările câștigate de diferite firme să fie executate în mod corespunzător. Sunt oferte și sper ca acești ofertanți să aducă o forță de muncă calificată, iar lucrările să fie de calitate în conformitate cu caietele de sarcini și procedurile de achiziție derulate. Cea mai mare concurență între firme se înregistrează la modernizarea drumurilor. Gorjul s-a clasat pe un loc fruntaș în ceea ce privește rezultatele obținute de profesori la examenul de definitivat. 80% dintre candidați au reușit să promoveze și să devină cadre didactice cu acte în regulă. La nivelul județului au existat și două note de 10. Este vorba de Elena Știrbu, profesor la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Târgu Jiu, și Alexandra Vâlceanu, educatoare la o grădiniță tot din Târgu Jiu. Peste 100 de profesori gorjeni au participat în acest an la examenul de definitivat. Cei care au obținut medii peste 8 dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Doi dascăli din Gorj au reușit să obțină media 10 la examen, iar ponderea mediilor între 8 și 10 a fost de peste 80% în județul Gorj. Rezultatele inițiale înregistrate la examenul de definitivat, din 133 de candidați, au absentat 4. Doi dintre aceștia au obținut media 10, iar procentul înregistrat la acest examen este de 84,03. Înainte de a susține examenul de definitivat, profesorii au fost nevoiți să treacă de inspecțiile la clasă. Cei nemulțumiți au putut depune contestații până astăzi la ora 14, urmând ca pe 27 iulie să afle rezultatele finale. O persoană poate susține proba scrisă de cel mult 3 ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiționată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației Naționale. Aproape 100 de absolvenți de liceu au devenit șomeri. Ce sumă vor primi aceștia aflați după o scurtă pauză de publicitate? Am revenit la jurnal. Vești bune pentru cei care nu au reușit să se înscrie la facultate. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a prelungit perioada înscrierilor cu 2 zile. Cele mai căutate facultăți sunt științele economice și drept. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la Facultatea de Științe Economice și la cea de drept din cadrul Universității Constantin Brâncuș a fost prelungit cu 2 zile. Ultimul termen pentru depunerea cererilor de înscriere era miercuri 25 iulie.
Conducerea Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a decis să prelungească data de înscriere la Facultatea de Științe Economice și la Facultatea de Drept. Astfel, cei care sunt interesați să opteze pentru specializările de la cele două facultăți pot face acest lucru până pe data de 27 iulie. S-a luat această decizie pentru că în ultimile zile numărul celor care au optat pentru specializările de la cele două facultăți a fost în creștere. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu pune la dispoziția candidaților aproximativ 1000 de locuri la toate facultățile sale, dintre care 600 de locuri sunt cu taxă. De joi, la Universitatea Constantin Brâncuș încep probele la Facultatea de Științe Tehnice Medicale și Comportamentale. Peste 80 de absolvenți de liceu din promoția acestui an și-au depus dosarul pentru a primi indemnizația de șomaj. Aceștia vor beneficia de o sumă de 250 de lei acordată de către Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă Gorj pe o perioadă de 6 luni. Ieri a fost ultima zi în care absolvenții de liceu din promoția 2018, care nu-și continuă studiile la facultate sau nu și-au găsit un loc de muncă, au putut să-și depună actele pentru a primi indemnizație de șomaj. Doar 85 de absolvenți au reușit însă să își depună dosarele. În evidența JOFM Gorj, până la această dată, avem un număr foarte mic. Doar 85 de persoane și-au depus un dosar de căutare a unui loc de muncă. Ei aveau termen în 60 de zile de la data absolvirii să se înregistreze în căutarea unui loc de muncă. Acest termen a expirat ieri, pe 24 iulie, deci dacă ei se înregistrau până ieri în căutarea unui loc de muncă cu un prim dosar, urma depunerea celui de-al doilea dosar și astfel beneficiau de o indemnizație de șomaj de 50% din indicele social de referință, respectiv 250 de lei. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență. Cei care mai au posibilitatea să se înregistreze, cei care nu au absolvit, care vor termina în august, mă refer la școlile post-liceale, mă refer la absolvenții de facultate care au în septembrie data absolvirii și atunci au termen 60 de zile. Sau cei care au o restanță sau o corigență, atunci ei data absolvirii se consideră de la data la care ei își vor lua aceste restanțe. Tinerii care nu și-au depus dosarul la șomaj pot fi luați în evidențe, dar nu primesc indemnizație. În schimb, ei pot să beneficieze de mai multe servicii oferite de instituție, precum informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Mai multe locuri de joacă din Târgu Jiu vor fi modernizate în perioada următoare. Autoritățile locale vor astfel ca micuții care se recrează în acele spații să nu fie puși în pericol. 14 locuri de joacă vor fi reabilitate în totalitate și dotate cu noi componente. Valoarea investiției este de 770.000 de lei, bani proveniți din bugetul local. După ce au primit mai multe solicitări din partea târgujienilor ca locurile în care își duc copiii să se joace să fie reabilitate, reprezentanții municipalității vor trece la treabă în perioada următoare. Au alocat 770.000 de lei pentru ca locurile de joacă din oraș să fie dotate ca la carte. Este vorba despre spațiile din zonele Mioriței, 22 decembrie, Olari, Ciocârlău și din alte 10 zone din oraș. Legat de locurile de joacă, v-am și adus acel tabel cu cele 14 locuri de joacă. Avusesem o analiză inițială pe 20 de locuri de joacă. În momentul în care însă am făcut evaluarea pentru aceste locuri de joacă, am rămas la 14 locurile de joacă cele mai, cum să vă spun, care arătau cel mai rău în acest moment. Din punctul nostru de vedere, este o investiție binevenită, este o sumă de 9 miliarde. 7700 a rămas până la urmă, 7700 atât a fost licitată și aveți pe fiecare loc de joacă componentele pe care le vom instala. Toate aceste locuri de joacă se reabilitează în totalitate. Municipalitatea va moderniza în acest an 14 locuri de joacă din Târgu Jiu. Este vorba de achiziționarea de noi echipamente care le vor înlocui pe cele vechi și uzate, dar și de montarea unor covoare din cauciuc. O mare atenție va fi îndreptată și asupra locului de joacă din Parcul Central. Modernizarea 14 locuri de joacă din municipiul Târgu Jiu. În perioada
În această săptămână se va semna contractul, a trecut perioada de contestații, se va semna contractul și vom începe reabilitarea. Aveți fiecare câte o foaie, câte o anexă în mână. Pe coloana de sus vedeți care sunt locurile de joacă care se reabilitează și tipul de elemente aveți în coloana din stânga. Sunt trei tipuri de ansamblu, de concepții de loc de joacă, să zic. Parcul central, acel loc din parcul central care este cuprins în ansamblu de tip C, așa cum vedeți acolo, e un pic mai fiind și suprafață mult mai mare, e un pic mai elaborat. De data aceasta, ca element de noutate, întreaga suprafață a locului de joacă va fi acoperită cu pavele de cauciuc sau cum e... Nu doar cei mici vor fi favorizați prin modernizarea locurilor de joacă, ci și părinții acestora care vor putea să folosească aparatele de fitness ce vor fi montate acolo. Am prins în aceste locuri de joacă, în 10 din ele, am prins și echipamente pentru fitness, bicicletă eliptică sau un aparat pentru, pentru pectoral, îi zice. Așa încât și persoanele care au vârstă peste 15-18 ani se mai pot întreține făcând un pic de sport. Lucrările de modernizare au termen de finalizare data de 1 septembrie. În total, în municipiul Târgu Jiu sunt 79 de locuri de joacă. Copiii care provin din familii nevoiașe vor beneficia și anul acesta de rechizite gratuite din partea primăriei Târgu Jiu. Autoritățile au alocat în acest sens peste 15.000 de lei, bugetul fiind mult mai mare față de cel din anii anteriori. Părinții elevilor trebuie să meargă la sediul Direcției Publice de Protecție Socială până la data de 16 august pentru a depune cereri în acest sens. Primăria municipiului Târgu Jiu oferă și anul acesta rechizite școlare gratuite copiilor proveniți din familii sărmane. Pachetele vor consta în toate cele necesare elevilor la început de an școlar. Suma totală alocată pentru aceste rechizite este de 15.000 de lei. Deja începe perioada de depunere a cererilor de finanțare și de aceea am vrut să facem un apel către toți cetățenii care sunt într-o astfel de situație să se adreseze cu cereri pentru a putea beneficia de acele pachete pe care le oferim în acest an. Valoarea este de 150 de milioane de lei. În funcție de numărul de cereri vom vedea exact care este și valoarea pachetului. Încercăm să oferim la cât mai mulți, dacă vom putea, chiar la toți cei care vor veni cu astfel de cereri la primăria municipiului Târgu Jiu. Cele ghiozdănele de început de an să conțină cam tot ceea ce au ei nevoie pe perioada întregului an. Pentru că am văzut anul trecut din experiența pe care am avut-o că nu le-au fost suficiente și ulterior părinții au fost nevoiți să mai completeze acele ghiozdănele. Da. Și de aceea, de data aceasta, vorbim și de calitatea obiectelor pe care le vom introduce în acel ghiozdănel și raportat la faptul că avem un buget de aproximativ 4 ori mai mare decât anul trecut și de numărul de solicitanți, de beneficiari care va fi mult mai mare. Alina Toader, șefa Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu, a precizat că prin majorarea bugetului se dorește achiziționarea de rechizite de calitate care vor ajunge la copiii defavorizați pe categorii de vârstă. Părinții trebuie să depună documentele care dovedesc veniturile și numărul de copii la sediul Direcției de Protecție Socială din Târgu Jiu până pe data de 16 august. Este al 8-lea an în care Primăria Târgu Jiu derulează programul. Am stabilit o perioadă de depunere a cererilor din 23 iulie până 16 august pentru a putea noi să analizăm situația celor care depun astfel de cereri. Urmează după aceea să stabilim și componența pachetului cu rechizite. Vrem să facem niște pachete de calitate bună anul acesta, mai bune decât în anii precedenți pentru că și bugetul este mai mare. Și prin intermediul dumneavoastră aș vrea să aduc la cunoștința cetățenilor că pot să solicite astfel de rechizite pentru copiii dumnealor. Pune la dispoziție și un formular de cerere. Pe versul formularului se regăsesc documentele pe care dumnealor trebuie să le depună. Sperăm ca anul acesta să avem pachete bune, consistente, de calitate, cu tot ce înseamnă rechizite pentru fiecare grupă de vârstă a copiilor care ni se vor adresa.
În cazul în care vor fi solicitări care vor depăși suma alocată, vor fi stabilite criterii de departajare. Vom stabili niște criterii dacă vor fi mai multe cereri decât numărul pe care le estimăm noi, dar sper să nu fie astfel de situație. Prima dată luăm în considerare veniturile și situația familiei. Pentru copii însemnând de la 0 la clasa 4, de la clasa 4 la clasa 8 și, bineînțeles, de la clasa 9 la clasa 12 și componența pachetului va fi, bineînțeles, și în funcție de clasa în care se află copiii înscriși. Pentru că solicităm unul dintre documente, este o adeverință eliberată de unitatea de învățământ pe care copilul o frecventează, în care să avem confirmarea faptului că sunt înscriși în anul școlar următor și clasa în care sunt înscriși, deci anul școlar, clasa 11 sau în ce clasă sunt fiecare dintre copii. Am încercat și am reușit ca an de an să diferențiem puțin ghiozdănelele pentru fete de cele de băieți. Nu știu în ce măsură vom reuși și anul acesta. Ideea este să fie lucruri de calitate bună și să le acopere, știu eu, măcar necesarul pentru o mare perioadă din anul școlar. Valoarea unui pachet cu rechizite poate ajunge până la 150 de lei, totul depinzând de câte cereri vor fi depuse. Repartizarea posturilor libere în învățământ a avut loc astăzi. Posturile pot fi ocupate de candidații care au obținut minimum nota 7 la examenul de titularizare. Și cei care au obținut rezultate mai slabe pot să ocupe posturi de suplinitori. Astăzi s-a desfășurat prima ședință de repartizare a posturilor pentru profesorii care au obținut note peste 7 la examenul de titularizare. Prima ședință de repartizare a candidaților care au obținut note pe posturi titularizabile. Profesorii nemulțumiți care au contestat notele primite la titularizare au aflat ieri rezultatele finale. În urma contestațiilor, procentul de promovabilitate la examen a crescut. În urma soluționării contestațiilor înregistrate de candidații la titularizare 2018 din județul Gorj, au crescut majoritatea notelor, astfel încât notele care mediile care la început erau sub 5, 95 de, obținute de 95 de candidați, au rămas doar 79 de candidați cu note sub 5. Au crescut notele între 8 și 8,99, au crescut între 7 și 7,99. Repartizarea pe post se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Profesorii care iau note mai mici de 7, dar mai mari de 5 la titularizare, se pot angaja ca profesori suplinitori pe perioadă determinată. Întreprinderea de drumuri și poduri Gorj are șansa de a scăpa de problemele financiare. Societatea care se află în subordinea Consiliului Județean Gorj a câștigat un contract cu primăria Tismana de modernizare a unui drum comunal, iar lucrările vor începe săptămâna viitoare. Contractul a fost încheiat la începutul anului, dar întreprinderea nu a putut să înceapă reabilitarea drumului din cauza problemelor cu care se confruntă, fiind în procedură de insolvență. Contractul de modernizare a drumului din Tismana se ridică la suma de 1.500.000 de lei. În acest fel, întreprinderea de drumuri și puduri ar putea să mai recupereze din găurile pe care le are. Săptămâna viitoare, angajații întreprinderii vor începe lucrările la drumul comunal. Primarul din Tismana a declarat că a semnat contractul fără să știe că societatea se află cu un picior în insolvență. Dar au și un contract neatacat deloc, pe care l-am încheiat în luna ianuarie, atunci când nu știam de incapacitatea lor de, cum să zic, de acțiune, mai precis, de faptul că sunt cu un picior în insolvență, ceea ce s-a și întâmplat în luna aprilie. Într-adevăr, au un contract pe un drum comunal pe care nu am putut să îl realizăm până acum. Contractul este la 1.400.000 de mii. E vorba de 3 km 300 de covor asfaltic. Și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, în subordinea căruia se află întreprinderea de drumuri și poduri Gorj, speră că societatea își va reveni cu această lucrare. Situația de la IDP este creată datorată, în primul rând, lipsei de contracte de-a lungul timpului. La această dată, ei, de-a lungul timpului, au supraviețuit datorită celor două contracte avute cu Consiliul Județean Gorj. Acum, la această dată când vorbim,
Sper ca contractele câștigate în zona Tismana să le asigure pentru o perioadă scurtă de timp funcționare, astfel încât să-și achite, să achite salariaților câteva drepturi salariale restante și, de asemenea, cum am spus, am apelat și la fondul de ajutorare derulat de către AJFM Gorj, încât să le mai achităm acestor oameni drepturi salariale, din drepturile salariale restante. Întreprinderea de drumuri și poduri Gorj a intrat în procedură de insolvență în luna aprilie acestui an. La acest moment, societatea înregistrează datorii de peste 13 milioane de lei. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Urmează emisiunea În numele adevărului, la care va fi invitată Adriana Henderson, reprezentanta unei organizații din Statele Unite ale Americii, care ajută copiii din România. Eu sunt Loredana Sava și ne revedem mâine la ora 18. Să aveți o seară liniștită, numai bine!